Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova, o conferință de presă cu două evenimente. În primul rând vom prezenta noul antrenor al Universității Craiova, este vorba de domnul Corneliu Papă, iar ulterior vom vorbi și despre partida pe care echipa noastră o va disputa la vineri la Giurgiu în compania formației Astra. Alături de mine este președintele Universității Craiova, domnul Sorin Cărțu, noul antrenor al echipei noastre, Corneliu Papă, și capitanul științei, Nicușor Bancu. Am să le dau cuvântul pentru a vă spune câteva cuvinte legate despre primul event, apoi așteptăm întrebările dumneavoastră și vom vorbi despre meciul cu asta. Domnule președinte. Bună ziua! Suntem în fața unui eveniment major, acela de a prezenta noul antrenor al echipei, Corneliu Papura. Este într-o postură nouă și pentru el, este un antrenor tânăr, un copil al Craiovei. Eu îl cunosc foarte bine, am fost cel care am contribuit așa la ascensiunea lui ca fotbalist, în a-l aduce în lotul echipei mari atunci când eram la echipă în mandatul 88-92. Apoi l-am promovat la echipa de tineret. Cu mine a jucat și majoritatea meciurilor care au avut la echipa de tineret a fost jucătorul meu de bază. Și apoi, din nou, în mandatul 95-96 l-am avut jucător. L-am avut jucător și în mandatul 2002-2003. Este un copil, un jucător pe la care am ținut în momentul când juca fotbal și țin la el, având în vedere, eu știu, legăturile astea care sunt în ceea ce privește, eu știu, cariera lui fotbalistică și cariera mea de antrenor. Vine într-un moment, nu mă feresc să spun greu sau dificil, pentru că este o echipa încă, sau echipa este pe locul 3, este angrenată în rezolvarea obiectivului acela de a fi calificare în cupele europene. Echipa așteaptă returul cu viitorul. Într-adevăr, sunt niște momente, niște jocuri foarte, foarte importante, dar toți cei care suntem în club avem încredere că cu ajutorul lui și cu echipa, el împreună cu echipa, vor trece peste aceste momente, rezolvând așa favorabil pentru noi ceea ce toți așteptăm, și noi, clubul, și întreaga, eu știu, flare din asta fotbalistică a Craiovei și cei care țin cu Universitatea Craiova. Cam ăștia sunt, așa, ce pot să spun despre Cornel la momentul ăsta. Îi doresc să aibă viață cât mai lungă la acest club, să realizeze performanțe, pentru că asta este, cum să spun, menirea antrenorului și viața antrenorului la Universitatea Craiova. Un club care totdeauna a avut pretenții și în care s-au așteptat rezultatele cele mai favorabile. Îi dau cuvântul și să fie într-un ceas bun. Păi, mulțumesc. Bună ziua, în primul rând. Din start am acceptat provocarea de a fi antrenorul echipei într-un moment nu foarte plăcut, dar am mai trăit odată acest sentiment în momentul când eram tot așa într-o situație destul de neplăcută în Liga a doua, din altă postură, nu din postura antrenorului principal, și este o provocare pentru mine. Vreau să reușesc, nu știu, să avem rezultate pozitive, dar în primul rând îmi doresc ca
așa să imprim cât de repede pot. Știu că timpul este destul de scurt. Mie îmi place jocul ofensiv, în general, pe unde am activat așa în Liga a doua sau la echipa a doua. În general, mi-am propus un joc ofensiv. Sper să reușesc în scurtul timp pe care l-am să impun câteva idei din modul meu de a vedea jocul. Cam asta în ceea ce privește, eu știu, postura mea de antrenor principal. Am acceptat provocarea, este o onoare pentru mine să fiu antrenorul Universității Craiova. Cam atât despre... Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă rog, sau Nicu, dacă... Da, bună ziua! Vreau să-i urez bun venit lui Mister la echipă. Mulțumesc. Ca antrenor. Am mai lucrat cu dumnealui la Slatina. Este un om foarte, foarte bun, un antrenor bun. Sper să facem o treabă bună împreună și să ieșim din pasa asta proastă. Întrebări acum, vă rog, dacă aveți. Cornel, pentru tine această șansă este șansa vieții tale, așa cum spunea Sorin Cărțu? Da, dacă luăm așa că nu mă simt urmărit de fatalitate, dar tot timpul când a fost în preajma lui Sorin, lucrurile au mers bine. Într-adevăr, a avut o mare amprentă asupra carierei mele de jucător. Principala amprentă, trebuie să fim realiști. Iar acum destinul ne-a făcut din alte posturi să fim din nou împreună. Sper să fie de bun augur. Iar șansele cu siguranță vor fi, sperăm, eu știu, nu neapărat acum o șansă. Sper să demonstrez și să am rezultate pozitive. Câștigi cupa și rămâi și din vara antrenorul Craiovei? Vreau să clarific lucrurile de la început. Este un contract până la sfârșitul sezonului, indiferent ce se va întâmpla. Sper să jucăm 7 meciuri, da? 5 în campionat și sper 2 în cupă. Vom vedea. A fost stabilit și un obiectiv pentru acest termen? În principiu, să rămânem în locul 3, să ne menținem. Dar cred că putem, nu știu, depinde de cum începem și ce rezultat reușim la Astra, să avem șanse să prindem locul 2, trebuie să fim realiști. Vom vedea pe parcursul desfășurării meciurilor. Cornel, poți fi scolaris de România? Totuși să păstrăm proporțiile. Mă gândesc decât... Singurul meu obiectiv este să câștig meciul, să fac tot ce depinde de mine pentru a câștiga meciul cu Astra. În sezonul 90-91 erai în lotul Universității Craiova la ultimul event? Nu, absolut. Eram la juniori, după care am fost promovat și am debutat sub conducerea lui Nasorin. După care, v-am zis, la lotul de tineret, în meciul cu Rapid. A fost ciclic. Am debutat cu Rapid, m-am retras cu Rapid. Trebuia să fie și acum. Da, și acum un debut cu Rapid era extraordinar. Vă rog, dacă mai aveți întrebări. S-a așteptat la modificări în echipă? Asta în funcție de... Vom vedea ce jucători sunt apți pentru meci. Deocamdată sunt câțiva sub tratament. Vom vedea la momentul respectiv. Sper să fiu inspirat și sper ca jucătorii să mă ajute și să găsim cel mai bun 11 pentru meciul cu Astra. Cât de bine cunoști echipa mare? Lucrând de 6 ani la club, cunosc destul de bine jucătorii, eu știu, pe Nicușor l-am și avut la Slatina, am colaborat la Slatina, între timp el a venit aici. Îi cunosc pentru că am cu toții din club, cei care lucrăm, urmărim jucătorii transferabili și atunci este normal să-i cunosc majoritatea, cu siguranță, pe toți îi cunosc. Poate fi jucătorii și de la echipa a doua și de la... La echipa a doua, da. Având în vedere că... Și așteptăm la anumite schimbări care se pot face pe posturile de cele. Vom vedea ce ne oferă, jocul și ce jucători putem să-i găsim la ora meciului în plenitudea forțelor și să poată da cel mai bun randament. V-am zis, sper ca pe fiecare post să găsesc jucătorul care dă cel mai bun randament să putem câștiga meciul. Ce atmosferă ai găsit la ultima zi din partenat după aceste rezultate mai slabe din ultimul? Cum sunt jucătorii mei simțiți pe care au avut timp? Timp foarte mult, abia am,
i-am văzut și eu ieri. Vă dați seama, tot timpul nu e greu de anticipat sau de ce atmosferă se găsește în lotul unei echipe care pierde. Neîncredere, ce poți găsi? Neîncredere în sine este normal. Dar totuși cred, așa din ce am văzut, că își dau seama că pot să facă mult mai multe lucruri și adică potențialul echipei cred că este mult mai mult de locul 3. Cu Davis ai vorbit de când a plecat? Nu am avut nu am vorbit absolut. Astorin, nu putea fi păstrat Davis până la finalul campionatului totuși. Deci nu a fost nimic, am spus-o și astăzi, în toate intervențiile mele televizate, de la televiziunile de specialitate. Deci n-a fost nimic premeditat. A fost o discuție între domnul Lotaru și Davis și discuția aia s-a terminat cu rezilierea contractului. Dovadă că clubul sau domnul Lotaru nu a avut nimic în principiu cu activitatea lor. Dovadă este că toți cei din stafful lui Davis sunt în continuare. Deci este doar discuția domnul Lotaru, domnul Davis Mange. Acum nimeni nu poate să știe și sunt un angajat acolo, nu-s modul să-l trag de mână că pe patron, bă, ce-ai discutat cu X, de ce ai făcut asta sau care dintre voi face o treabă din asta în posturile voastre? Deci nu vă întrebați pe Davis, întrebați pe domnul Rotaru și vă spune care au fost discuțiile și cu concluzia asta de reziliere. Pentru că eu mă gândeam, am zis că am mai spus, o să ne întâlnim să vedem, apropo de ceea ce vorbeam mereu cu acele două puncte, pe meci pentru sezonul de play-off și ce înseamnă două puncte pe meci. Și vedeți că cine ia două puncte pe meci, cam acolo ar putea să fi luat campionat. Și era situația asta de după meciul cu Viitorul, nu era niciun pericol. Dacă tu bătai la Viitorul, erau cele două puncte pe meci, aveai 10 puncte din 5 partide. Deci nu era nimeni niciun fel de discuții, indiferent care ar fi fost analiza. Nimeni nu se gândea la, s-ar fi gândit la nu știu ce schimbare. Nu, întrebarea este adresată pentru că într-un interval de timp foarte scurt, mai puțin de 6 zile, s-a trecut de la extremă la cealaltă. Vreau să spun, deci domnul Bani, înainte de a pleca la Viitorul, miercuri sau deci a fost sâmbătă, cred că joi, vine. Davis cu mine și cu Marcel, cred că am stat în jur de 3 ore de discuții la club, numai pentru tangențial cu treaba. V-am spus, la mine nu sunt și nici cu Cornel, îmi cere sfat, îi dau un sfat, vorbesc, dar fără ingerințe din ăsta tehnice, să spun, fă așa, drege așa, sau nu. Dau un sfat, o viziune, cum aș face, sau, dar nu la momentul concret să mă duc, să mă implic în niște chestii. Am spus, stop, probleme tehnice, la mine bancă tehnică și așa. Și am avut discuții în special din astea de viitor, de prognoză din asta pentru viitor. Discuții, una și alta, cum vedem, ce vede el și în mare parte ceea ce vedea el corespundea cu ceea ce vedeam și noi sau ceea ce vedeam noi corespundea cu ceea ce simțea și el. Și n-am gândit nicio secundă. Eu când am venit la club și mi-a spus domnul Rotaru, am rămas și eu foarte surprins. Nu crezi că e foarte riscant în momentul de față să schimbi antrenorul cu 5 etape înainte, cu șanse încă la cupă? Asta depinde numai riscurile, știi cum, peste tot sunt riscuri, dar aici decizia care s-a luat este la latitudinea lui Cornel și a echipei să facă rezultatele alea pozitive. Deci numai și numai de e singurul mod în care putem să-l ajutăm. Deci singurul mod. În rest, cu sentimente din astea, cu o participare sentimentală, să fim alături de el în ceea ce face. În rest, totul depinde de la inspirația lui și munca care o consideră că trebuie făcută pe perioada asta. Pentru că e clară
că obiectivul este, sunt cupele europene. Nu gândește nimeni altcumva. Cornel n-a fost adus aici de încercare și dacă iese bine, dacă nu, asta începem și vorbim, știți, asta e viața. Că asta e un laimotiv așa în toate, când mergem înainte, asta e viața. Nu, doare dacă nu suntem cupele. Și știe și el asta, e încărcat pentru treaba asta. E, așa cum a spus, la provocarea care i s-a pus în față și are obligația asta, pentru că el spune că am fost pentru, sunt pentru până în vară, pe un contract până în vară. Eu acum îl aud, eu știu că este, el este sub un contract și evaluarea lui nu este valabil, nu că e numai până în vară, sau și un contract poate să fie pe, și pe mai mulți ani, nu contractul te ține. Totul ce ține este, sunt rezultatele. Și întotdeauna imaginea antrenorului este imaginea rezultatelor care le-ai avut în ultimul timp. Așa, asta este o regulă în tot, în sportul de performanță, în așa fel încât să performezi. El este evaluat la primul meci, la al treilea, la al șaptelea, la al 100-lea sau al câte ar fi dincolo. Antrenorul tot timpul este în evaluare. Și antrenorul și jucătorii și într-o echipă care se vrea cu pretenții. Două secunde. Pentru domnul Papor, ce relație ați avut cu Davis Mancea înainte de această instalare? O relație normală de club. N-am, practic eu, activând la centru de juniori, nu prea ai tangență cu prima echipă. Fizic nu te poți întâlni, pentru că... Pentru că ați adus transferul jucătorii, nu, nu, m-am implicat în sensul de a face un profil al jucătorului, restul deciziilor aparțin celor factorilor decidenți la nivelul respectiv. Nu, absolut deloc. Eu fac un profil după care cei care decid, eu știu, sunt mai sus. Nu am nici cea mai mică idee de cum se desfășoară lucrurile. Eu doar fac ceea ce trebuie pentru a face un profil al jucătorului. Iar dacă este compatibil cu viziunea antrenorului și filozofia lui de joc, probabil este transferat. Nu e un moment riscant în care vine la echipă, totuși totuși este pe locul 3 și trebuie menținut această poziție. Nu. Tu să fii sau pentru că echipa avea nevoie de tine în momentul ăsta? Pur și simplu, la fotbal se întâmplă lucruri foarte repede. Mergi dintr-un sens în celălalt foarte repede. Iar nu ți alegi momentele în care în care vii la echipă. Preferabil, fiecare antrenor își preferă să aibă timp, să facă pregătirea cu echipa, dar așa au fost momentele, trebuie să iei o decizie. Ai capacitatea sau accepti provocarea știind la ce te pui, știu ce înseamnă Craiova, știu ce înseamnă presiunea publicului, adică știu ce înseamnă presiunea media în Craiova, nu este ca la alte echipe, dacă mă știu foarte bine, am simțit-o pe pielea mea destul de mult. Dar tocmai de asta îmi plac astfel de provocări și nu poți să-ți alegi momentele dacă sunt bune sau rele. Într-adevăr, nu este ușor, dar nimic nu este ușor. Toate au un început și dacă ai puterea să faci, atunci e perfect. Tot timpul e loc de mai bine. Se putea mai mult, cu siguranță, cu toții ne dorim, mai ales cei care... Eu știu, suntem suporterii Craiovei, ne dorim mult mai mult. Și dacă vom fi pe primul loc, ne vom dori calificarea în Champions League. Dacă suntem... Te rog. Cum să marcheze Martin și la ultimul care înscrisese în cupele europene? Cât de important a fi prezentă? Țin de la început să spun că doar o prezență nu este de ajuns. Din punctul meu de vedere, o prezență, uitați-vă și la Cluj, nu este de ajuns. Dacă nu te califici în grupele unei Europa League, Champions League, cred că e puțin cam mult pentru nivelul campionatului, dar să sperăm că o echipă să fim, de ce nu Universitatea Craiova, să ne calificăm, dar este destul de greu. Colici este... Nu mai este. Este până la sfârșit ce mi-a spus... Până în toamnă. Da, păi a fost operat. S-a operat? A plecat ieri. Ieri sau la Barcelona trebuie să opere. Cicl 2 este sub un tratament, va reveni după amiază.
vom vedea care va fi starea lui, dacă este apt pentru meciul cu Astra. Rocea încă este accidentat. Cam asta sunt. Sper să nu fie omis. Colici pe la tendură. Colici nu se mai contează pe el toată perioada. Acolo să vină pe sfârșitul august, septembrie, așa, să înceapă pregătirile, să vadă cum ai operație. Tendonul femoral este face o operație. Na. S-au antrenat normal. Și Mezacoli și Cristo. Cornel, cum aștept să fii primit de public? Nu știu, depinde foarte mult de, probabil, de rezultatele pe care le voi avea, pentru că începând în deplasare trebuie să fim realiști. În momentul în care ai rezultate pozitive, atunci îți vei atrage publicul de partea ta. Eu nu am avea sau un dezavantaj practic? Băi, eu te joci prin mine. Ai una, două. Nu. Domnule Papura, vă rog. Dantes, Craiova Maxima, un loc. O întrebare. Care e relația noastră personală cu domnul Mihai Rotaru? Partea din câțiva a numit, sau el s-a numit prelocul dumneavoastră, a lăsat o imagine așa de un personaj care lucrează din umbră. Care e relația noastră personală? Nu știu care este percepția dumneavoastră în sensul de personaj din umbră sau... Eu sunt sub contract cu clubul, nu am personal, cred că din postura în care m-am aflat, eu știu, ca antrenor la echipa a doua sau director tehnic la centru și în postura de a face profil pentru jucătorii aduși, chiar nu am foarte, foarte mare tangență cu patronul. Ați comunicat de aici cu dânsul? Nu foarte mult. Nu, absolut. Nici nu. E ierarhic, este normal ca eu să, în primul rând, să vorbesc cu președintele sau... Nu, absolut deloc. Nu văd. Lucrurile sunt foarte, foarte simple. Adică fiecare își vede de treabă, după care ierarhia trebuie respectată. Nu, chiar nu am. Am o relație normală de la cel care deține frâiele acestui club la un angajat. Absolut nimic. Mai mult. Vă mulțumesc. Domnule Cîțu, o întrebare. Aveți deja ceva vreme de când sunteți în club? Trei săptămâni. V-ați făcut o imagine legată de cum funcționează din punct de vedere organizațional și cum se iau deciziile. Da. Fiind președintele Universității Craiova și o persoană de o importanță atât de mare pentru club, e inacceptabil să aflați ultimul sau alături de noi de decizii care s-au legat de antrenor. Nu credeți? Păi, dar nu, cum o decizie ultimă? Am aflat ultimul. Cum? Păi a fost duminică noapte. A fost duminică noaptea discuția între... Și luni dimineața, când am venit la club, am aflat. Ce trebuia să fac? Se iau deciziile în club. Păi, ți-am spus, a fost o discuție. Deci eu am explicat foarte clar înainte. Am vorbit cât e clar. A fost o discuție între domnul Rotaru și domnul Magea. Noaptea? Păi nu, ce să-mi ceară părerea mie? De ce să-mi ceară părerea? V-am spus, în primul și în primul rând, și când am venit eu, când am negociat poziția în club și asta, am spus, eu n-am niciun fel de ingerințe tehnice, nu mă bag pentru să fac nici politică de cadre. Eu n-am treabă, eu am o problemă de strategie, de imagine, ăștia mi-l am luat, de imagine și interes al clubului. În modul ăsta sunt în club. Nu să spun acum, să-i dau indicații lui domnul Rotaru pe cine trebuie să angajeze, de ce concediază pe X sau pe Y. Înțelegi? Deci asta este poziția. Și se pare absolut normal să funcționeze lucrurile așa ăsta. Care e problema? Care este problema? Există un Consiliu de Administrație, există într-o societate, totuși Păi probabil că la nivel de Consiliul de Administrație au discutat, nu știu, s-a spus, nu eu îi trag la răspundere pentru situația asta și așa cum vorbeam și de o ierarhie și niște atribuții care le ai. Dacă eu mi-am declinat acest lucru din momentul în care am venit și am spus, pe mine nu mă interesează asta, spus că nu vreau implicare. V-am spus, tehnică, nu mai mă interesează nimic.
din punctul ăsta de vedere, să-mi fac un stres. Să-mi fac un stres. Dar în rest, tot ceea ce este important și de ceea ce este nevoie și în discuțiile mele cu domnul Rotaru, încep să le rezolv. Deci, să înțeleg că domnul Rotaru, eu fac totul. E patronul clubului. E patronul clubului, șeful Consiliului de Administrație. Acolo discuții, luați legătura și poate vă explică mult mai bine cum funcționează acest lucru. Nu rai? Ar fost normal ca nu să dea explicații legate de o decizie pe care a luat-o singur, nu? Și nu să... Aveți patron acolo unde lucrați? Da. Da? Și îl tragi la răspundere? Absolut, când vreau eu. Bravo, frate. Ești fericit. Sunt ca Hagi. Bravo, frate. A, tu ești patron, șef, tot. Bravo, frate. A, tot ce da. Asta e idealul. Este idealul. Și eu spun. Deci mie, de exemplu, eu cât am antrenat, eu n-am avut decât un... Relația mea a fost decât eu, patron. Atât. Pe mine nu m-a interesat președinte, director sportiv. Nu, intermediul n-am avut nimic. Vrei să lucrezi cu mine așa bine? Nu? Bună ziua. Înțelegi? Asta a fost. Bravo. Ești într-o poziție fericită. Ultima e să-ți dai amenzi, frate. Ultima e să-ți dai amenzi să te pui șomer. Atunci ești descris cărțile. Cornel, consider că patronul deja a pus presiune pe tine spunând aseară că 70% din jucătorii ce s-a în acest moment în lot au trecut prin mâinile tale. Absolut. Absolut, absolut deloc. Pentru că la fotbal oricând e presiune, că declară cineva ceva sau nu, absolut deloc. Presiunea e tot timpul. Și mai ales în postura antrenorului. Presiunea e tot timpul, nu contează ce declară, au trecut 70 sau... Știu pe toți jucătorii, vă dați seama, din postura în care sunt, eu urmăresc toți jucătorii. Și chiar am ajuns... Ce jucător mai exact asta? Nu, haideți să clarificăm lucrurile. Eu nu am puterea de a aduce jucători. Eu doar văd jucătorii și fac un profil de jucător. Da? Calitățile lui. Ce calități are? Dacă este compatibil cu filozofia antrenorului, lucrurile pe mine mă depășesc. Pentru că eu nu știu ce se face cu... Adică eu văd jucătorii și mai departe Consiliul de Administrație, antrenorul, nu știu cum merg lucrurile mai departe, aduc jucători în funcție și antrenorul își dă verdictul. Sunt lucruri absolut normale, absolut logice. Sunt aprobate și după care este conform cu bugetul, vă dați seama. Propun un jucător, se propun mulți jucători. Adică sunt sute de jucători. Apropo de asta, pe vremea domnului Sorin Cârțu, director tehnic, antrenor principal, zic, sunt doi, când au fost câteva propuneri de jucători și mi-aduc acum chiar acum, am să aminte de Hamrun. Boldrin. La Boldrin a fost raportul că nu e bun pentru echipa noastră. Nu, absolut deloc. Eu nu pot să spun dacă este bun sau nu. Pentru că este ilogic să pot eu din postura a face un profil de jucător să spun dacă este bun sau nu. Ci cei care decid, factorii decidenți în speță, antrenorii și, bineînțeles, factorul decident în ceea ce privește raportul financiar, dacă se merită achiziția sau nu. De asta vă spun că cel care decide este cu siguranță cel care dă banii în colaborare cu antrenorul din perioada respectivă. Sperăm să luăm pentru club și pentru noi ca oraș să aducem cei mai buni jucători. Am să vreau să ne întoarcem totuși la subiectul conferinței, să ne discutăm de jucători care... Până ai contractul până în vară. Ok, rămâne de văzut dacă vei sau nu. Consider că din acest moment vei fi considerat sperietoare pentru viitorii antrenori? Nu, absolut deloc. Niciun antrenor nu. Fiecare antrenor este ținut, cum a zis și Nasorin, doar de rezultate. Nu poți fi. Sau că a venit Nasorin că e sperietoare pentru un antrenor sau altul. Lucrurile sunt foarte clare, iar... Eu mi-am prezentat de la început, să nu sperii pe nimeni. Da. Domnule, eu nu am nicio treabă cu tehnicul. Da, absolut deloc. Nu am. Nu mai vreau. Nu am astfel de sentiment, cel puțin. Din punctul meu de vedere, nu. Mai sunt întrebări. Mai regret că în acești 2 ani au fost promovați foarte puțin jucători în echipa
a doua și am văzut eu la antrenament deja ai chemat câțiva copii, deși echipa doar nu a rupt gura târgului în ultimii 2 ani. A fost în funcție și de adică mai mult au regresat practic copiii. Au și plecat mulți împrumut? Da, în funcție de, eu știu, necesitățile primei echipe se pot promova jucători în funcție de filozofia antrenorului, de cel care este la cârma echipei și asumă riscuri. Mi-a Sorin și-a asumat riscul să mă bage pe mine, la 18 ani. Un risc asumat, putea să piardă, putea să câștige. Eu mi-am asumat înțelege? Și cu foarte mulți tineri. Depinde doar de modul antrenorului de a folosi jucători tineri. Absolut. Poate eu văd altfel lucrurile, mi-a Sorin altfel. Important este să luăm cea mai bună decizie pentru club. Domnule, când spuneați că ați aflat ieri dimineață, și e normal, pentru că și noi ați explicat și la care a explicat-o și patronul, s-au așezat la masă, având o discuție prietenească și între timp s-a rupt contractul, nu cred că vă putea suna la ora 2-3 să vă anunțe. Totuși, dacă ar fi fost să vă fi întrebat, Mihai Rotaru, despre soluția de antrenor, ați fi mers o soluție internă, adică... Păi, dar nu putea... Tu mă întrebi dacă ar fi fost... Nu, ți-am spus înainte. N-a fost nimic premeditat, nimic, niciodată n-a fost... Nu s-a pus discuția. Erați de acord pentru o soluție internă? Păi, dar tu mă întrebi de ceva... Tu mă întrebi de ceva... Eu știu, dacă ar fi fost... Nu știu ce să spun la momentul, pentru că eu nu m-am gândit niciodată la situația asta. Deci eu când am venit la club luni dimineața, eu nu mă gândeam că, bă, trebuie să-l schimbe că a pierdut la viitor. Poate n-a fost neapărat numai, poate că n-a fost neapărat numai motivul ăla. Și ți-am spus, nu știe nimeni discuția dintre cei doi. Și aceea că eu nu pot să spun ce s-ar fi întâmplat dacă ți-ar fi propus, s-ar fi discutat înainte. N-a fost, vă rog să mă credeți. Ați văzut, am venit și încerc să, întotdeauna am spus, dom'le, eu vă respect pe voi și vin cu niște lucruri și vă spun, nu pot nici întotdeauna să vă dau răspunsurile care le-ați vrea voi. Eu răspund cum cred eu de cuvință. Știu că de multe ori răspunsurile nu vă satisfac. Pentru că voi veniți aici și ar trebui. Dar puneți întrebările de așa natură, dacă vreți. Puneți întrebările așa ca să nu existe decât un singur răspuns, la care vreți voi. Asta este ziaristul super fort. Așa, dacă lăsați loc de întors, sigur că nici noi nu suntem, nu? Știm și noi să ne descurcăm. Dar ți-am zis, eu nu pot să spun despre asta pentru că n-a fost niciodată în gând această, până la săptămâna aia, sau eu știu, în săptămâna asta, n-a fost niciodată, nu s-a pus în discuție. Dom'le, ce facem? Dacă, uite, l-am schimbat, tu ce părere ai? E bine să-l schimbăm sau nu? Niciodată. Ce vrei să cânti? Poate Victor Papurescu-Rariu de România? Cine? Okay. Poate e un solchi. Ai mai întrebat doar. Dar văd că acum l-ai tăiat pe sâd de la spune, că înainte ai zis Solari. Ok, mai sunt întrebări legate despre acest subiect. Acum ai făcut progrese, l-ai tăiat pe sâd. Punea Cornel care contractul până în vară. Din vară ai propunere de antrenor. Eu ți-am zis, Cornel este antrenor sub contract. Eu acum am aflat, le spui că n-a fost la discuțiile lor să spună că e din vară sau până în vară sau mai. El este sub evaluare, ți-am spus, de la fiecare meci care îl are. Și pentru că meciurile sunt de așa importante la momentul ăsta, încât, într-adevăr, eu n-am spus întâmplări că eu știu, poziția lui și provocarea lui este de mare importanță. Și zică Creava nu vrea să faci interviul. Faci interviul. Haideți să depășim acest subiect. Cristi, te rog frumos, subiectul conferinței este, în momentul ăsta și mai avem o conferință legată și despre meci. De asta vă rog să limităm puțin numărul de întrebări. Se zvonea prin club de dimineață că pleci din țară. Unde pleci? În Italia? Spania? Secret. Ok. Ultima întrebare. A fost ultima întrebare. Vă mulțumesc. Ai vălat în continuare pentru... Mulțumim, domnule președinte. Acum continuăm această conferință cu discuția despre meciul cu Astra.
pentru că există și această partidă și vă mulțumesc pentru înțelegere. Am să-i dau cuvântul domnului Papă pentru a vă spune câteva cuvinte despre acest meci, apoi lui Nicu, și așteptăm întrebările dumneavoastră legate despre partida de la Giurgiu. Domnule, da, legat de meciul cu Astra, în primul rând sper să fiu inspirat să aleg cei mai buni jucători, cei mai în formă jucători, să-mi dau seama cât de repede pot să aleg primii 11. Dar cel mai mult mă bazez pe ajutorul jucătorilor. Ei mă pot ajuta pentru că au jucat foarte multe meciuri cu Astra și mă pot ajuta din această perspectivă. Sper să avem o colaborare bună și la meciul cu Astra să găsim soluția ideală pentru a câștiga. Cam atât despre dacă Nicu. Da. Venind după niște rezultate nu foarte bune, suntem supărați, dezamăgiți de ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dar trebuie să mergem la Astra să câștigăm și să îndreptăm toate lucrurile ce au fost până acum grele. Este un avantaj că Astra practic nu mai luptă pentru cupele europene decât pe Cupa României, muncă și în campionat. Pentru oameni. Din punctul meu de vedere, în momentul în care joci relaxat, poate să-ți iasă jocul. Adică nu ai o presiune în plus, poate jocul să-ți iasă. Dar cel mai important lucru este modul nostru de exprimare. Dacă îți lași adversarul să joace, cu siguranță va juca. Indiferent care presiune sau nu. Nu poate fi considerat, că nu vor fi motivați. Sau. În momentul în care intri în teren, ești motivat să câștigi. Orice joc pe care îl joci, vrei să-l câștigi, că doar de aia intri. Atunci nu consider că Astra, va intra relaxată sau este un atu pentru noi. Te rog. Mai stai să răspund la întrebare și apoi te rog. Da, la fel și eu. Cred că dacă noi ne facem jocul și punem presiune pe ei, nu îi lăsăm să joace, avem prima șansă. Pentru că au jucători buni, dacă îi lasă să joace, îți pot crea probleme. Trebuie să ne asigurăm că nu le vom lăsa spații sau să le dăm șansa să-și creeze ocazii și să facem jocul nostru ca să câștigăm. Cornel vorbește de stilul ofensiv care îți place, dacă ai la ora actuală lot jucători cu care să-ți impui stilul și dacă se va schimba. Să sperăm că vom cădea de acord pentru jocul de la Astra împreună cu jucătorii să găsim cea mai bună abordare ca sistem de joc, să vedem cât de multe riscuri ne putem lua pe faza ofensivă. Sper din tot sufletul să fim ofensivi. Asta îmi doresc și cam asta mi-am dorit acolo unde am activat în această postură. Te rog, Alex. Nicușor, cum ați primit vestea plecării lui Denis Mangia, dacă ați mai vorbit de timp ce v-a transmis? Și cum este atmosfera la echipă? Atmosfera nu este ok după aceste rezultate, după demiterea lui Mr. Mangia. Suntem cu toții dezamăgiți de ce s-a întâmplat. Poate puteam să facem mai mult să nu fim în această situație, dar viața nu este ușoară, se pot întâmpla și asemenea lucruri. Acum, nu știu ce să zic, cu Mr. nu am mai vorbit, am aflat de la domnul Rotaru că s-a ajuns la rezilierea contractului. Am fost dezamăgiți cu toții pentru că am făcut o muncă de aproape 2 ani cu domnul Mangia și pentru mine a fost un antrenor foarte bun, am avut rezultate cu el, am ajuns la echipa națională. Nu pot decât să-i mulțumesc, să-i urez baftă acolo unde se va duce. Acum ne gândim doar la Astra, pentru că acesta este un foarte important și ne poate ajuta să ne revenim psihic, să ne gândim că avem șanse mari pentru a ne atinge obiectivul de a rămâne pe locul 3 sau locul 2. Pe tine te-a descoperit corner la Slatina. Ar fi o satisfacție maximă ca împreună să câștigați Cupa României? Da, ar fi foarte frumos să realizăm acest lucru, dar până acolo mai avem mult de tras. Ne așteaptă o partidă dificilă la viitorul. Trebuie să ne prima dată să ne calificăm acolo și după aceea va fi și meciul din final. Care este sistemul care îți place cel mai mult? Vorbeai de joc ofensiv. Încerc să-mi creez un sistem de joc în funcție de calitățile jucătorilor. Sper să... Așa, un sistem, nu știu, dacă era și Colici și cu Fortes, obligatoriu. Era foarte ofensiv să joci cu doi atacanți. Mi se pare un sistem destul de,
destul de ofensiv. De fapt, cam cel mai ofensiv sistem. În momentul în care ai doi atacanți de profilul Colić Fortes să joci cu ei, cred că pui mare presiune pe echipa adversă. Iar ai tot timpul susținerea în momentul în care joci spre atac, ai tot timpul mingea poate fi foarte ușor reținută de către cei doi atacanți. Adică își pierd foarte, foarte puține dueluri în 1 la 1. Și atunci ai șansa să ții mingea foarte, foarte mult în zona ofensivă. Vorbeai de Tiago, cum este? Și Tiago, l-am omis, cred. Da. Tiago este accidentat. De niciodată. Cu siguranță nu. Cornel, meciul de aseară de la Sepsi l-ai urmărit? Da, cu siguranță și o să-l... Au avut și unii și alții oportunități, au înscris pe final Astra și vom vedea împreună cu jucătorii. Nicușor, ultima întrebare pentru tine. Yanis Hagi are oferte din Spania. La ce echipă din Spania îl vezi? Te-ai întâlnit cu el la echipa națională? Nu știu, vreau să câștigăm meciul de la Astra, nu vorbesc de ale jucători. Vreau să fim concentrați noi, toată echipa, ca să ieșim din pasa asta proastă. Chiar mă interesează, eu vreau să ajungă unde este mai bine pentru el. Vrei face suporterii ce nu au încredere în tine în acest moment? Să revedem în bar, în cazul în care vei termina contractul și nu vei accepta prelungirea? Nu mă gândesc atât de departe, sincer. Primul lucru la care mă gândesc este meciul cu Astra. Nu, absolut nimic. Ce mai departe, revenind la contracte, poți să ai contractul 100 de ani. Un antrenor celebru spunea că contractul durează pe un weekend, dacă ai câștigat sau ai pierdut. Așa că degeaba faci niște acte. Important este ceea ce faci și ce rezultate ai. Cam asta este normal, adică nu e nimic nou sub soare. Ca în momentul în care lucrurile nu merg să fie schimbări. Dacă nu mai este întrebat. Este un antrenor pe care l-ai așa că... Am avut de la toți antrenorii de învățat câte ceva. Sper să mă ajute în cariera mea de antrenor. Nu mai este nasolii mei și te vei sfătui cu el? Da, cu siguranță îi cer sfaturi și sper să mă ajute. Okay, vă mulțumim. Ieri italienii păreau puțin stingheri așa, și vorbesc de cei din staff. Vei colabora în continuare cu ei? Da, cu siguranță eu îi cunosc, am mai avut colaborare cu ei când eram, eu știu, la echipa a doua în postura de antrenor. Îi cunosc, nu am nicio problemă. Important este să colaborăm spre binele echipei. Nu am absolut nicio... Ok. Alte întrebări? Vă mulțumim! Mulțumim!